ce părere ai despre accesorii, bijuterii handmade, porți, le ador? Sigur, eu mi le fac și singură. Așa că, faci și singură. Da, ador asta. Nu știu dacă ai auzit, cu siguranță o cunoști pe Ana Popova, să știi că a avut o prezentare de accesorii la Paris și prezentarea asta sau bijuteriile au fost ca o gură de aer pentru francezi, așa spune cel puțin colega Andrei, mea. Alina Plângău. Hai să vedem mai multe despre această colecție a Anei. Creează bijuterii superbe, fără schițe și multă matematică. Ana Popova este designerul care lasă să curgă imaginația atunci când se apucă să confecționeze accesorii. Toate sunt superbe. Eu am rămas de-a dreptul încântată de aceste frumuseți, de aceste bijuterii frumoase. Spune-mi, cum reușești tu să le creezi? Foarte mult mă inspiră natura, foarte mult mă inspiră frumusețea țării noastre și de acolo și prin inspirația. Fiecare bijuterie este o personalitate feminină și asta pentru că toate dintre ele poartă câte un nume. Colierile sunt destul de vii și poartă energetică destul de vie și părerea mea că fiecare femeie, e plăcut câteodată să vezi cum ești caută numele ei printre numele colierilor și e foarte plăcut atunci când ea găsește un nume. Recent, designerul a făcut furor și la Paris cu noua ei colecție. Mereu vin cu o frică de fiecare dată când particip la expoziție, am o frică, dar cum va fi percepută colecția? De fiecare dată primesc plăcere maximală în a vedea cum oamenii, ce atitudine au clienții care vin și când se uită și își dau seama că este o piesă lucrată manuală. Acest colier pe care mi l-am pus este unul din colecția ce a fost prezentată la Paris. Are o nuanță argintie pe care designerii o recomandă cu multă încredere pentru sezonul toamnă-iarnă 2017. Mie îmi place foarte mult și zic eu că se accesorizează și se potrivește de minune cu o ținută clasică sau cu o ținută casual. S-a întors de la expoziție cu un bagaj plin de noutăți în domeniul modei. Pentru acest sezon, Institutul de Modă al Marii Britanii ne-a pregătit trei tendințe în materie de bijuterii. Prima tendință este grădina din Eden, care îmbină în ea toată multitudinea culorilor din flori și din natură. Dacă vorbim de prima tematică, grădina din Eden, unde avem nuanțele de fucsia, avem nuanțele de lila, nuanțele de verde smarald. Pentru următoarea tematică, drumul de mătase, aici deja se includ nuanțele pastelate, cât și nuanțele mai țipătoare. Aici noi includem nuanțele de gri în combinație cu nuanța muștard, cât și nuanța muștardului. Foarte frumoase. În a treia tematică se includ deja nuanțele de argint. Iată aici, care le avem, nuanțele de ultraviolet, așa, violet mai metalic, cum ar fi ăsta. Ai o gamă întreagă de culori aici. Întreagă la care eu lucrez și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult colecția din acest sezon și culorile cu care s-a lucrat, pentru că e o combinație între culori țipătoare și culori mai calme. Toate sunt frumoase, dar și prețioase. Noi lucrăm cu metale hipoalergene și lucrăm la rândul lor, dacă să facem de textile, cu mătase, cu șifonuri, cu organza, cu pielea naturală, cu cristale naturale de munte. Toate într-o combinație între ele creează piatră toată frumusețea aceasta care este inspirată din natură. Scopul meu este de a reaminti unei femei cât ea poate fi de frumoasă. Tu ce bijuterii preferi?